am urcat și eu în cele din urmă uh, cele cinci etaje în Rue de oleodion la Paris în 85 și am ajuns în uh, mansarda lui unde trebuia să stau a plecat, că eu aveam 1,85 m, așa... Deci, o locuință de o modestie... Avea și un mic unde așa, de vreo 2 metri pătrați, dar, o, două încăperi, o locuință de o modestie extraordinară. Deci, acolo l-am cunoscut eu... În 1985? În 1985. Aveați atunci 33 de ani. Eu aveam 33 de ani. ani. Dânsul era o fire optimistă, deci parcă și de asta o, Noi să, de... De asta o să discutăm și de tema, de tema asta, care o să vă spun că suntem ce nu, aici ce a scris și prietenul meu, că nu suntem ce părem a fi. Da. Scrie, e un paradox, părea, totuși. -un fel, e un paradox. El era cunoscut drept filozoful pesimismului. Pesimismul. Și el era optimist. Îi dădea mamei mele sfaturi de medicină, mama fiind medic. Și, și era foarte jovial, optimist, așa. Deci, nu era cum mi-am închipuit eu, Giovanni timp ca un. Grăunte, în fața muntelui. Era Iar de exemplu, da, ca și cum ar fi fost împotriva lui Dumnezeu, dar paradoxul e că scrierile lui te apropie de Dumnezeu. Asta e o chestie extraordinară. A fost o șansă deosebită că l-am cunoscut. Salutare fiecăruia dintre voi, ne am reîntors la altceva. Astăzi pătrundem în fascinanta lume a unuia dintre cei mai cunoscuți români. E vorba despre filozoful Emil Cioran și nu este doar lumea lui Emil Cioran, ci familiei Cioran, care presupune și existența lui Aurel Cioran a cumnatei filozofului, și vorbim aici despre Eleonora Stavrescu, Eleonora Cioran, devenită exact. ulterior, iar invitatul meu de astăzi este nepotul, prin alianță, al lui Emil Cioran, și vă spun bine ați venit, domnule Șerban Stavrescu. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Mama dumneavoastră a fost căsătorită, după o primă căsnicie, a fost căsătorită cu Aurel Cioran, fratele exact, lui Emil Cioran. Exact, da. Și așa ați pătruns dumneavoastră în familia Cioran, o familie exact. de despre care uh, cunoaștem faptul că era o familie uh, care avea în trecutul ei șapte generații de preoți. Exacta uh, uh, cele șapte generații de preot, A scris și uh, Aurea Cioran o carte, a aparținut uh, 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 familiei... Uh, Acolo a fost generația asta, Barceanu, a, au fost șapte generații de, de, de preoți. L-am descoperit, trebuie să vă mărturisesc, la un moment dat, în bibliotecă, l-am descoperit pe tatăl lui Emil Cioran, protopop, da, protopop, deputat da. în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, cea exact. care, care practic a semnat hotărârea prin care s-a consimțit Unirea, unirea Transilvaniei cu România și l-am găsit într-o într bibliotecă, într-o carte extrem de veche scria alături de cel care fusese Mitropolitul Miron Cristea, scria alături de, de Caragiale, de Slavici, era, nu era doar un preot, era un exact, om de cultură. Exact, era un om mare de cultură. Eu am avut șansa și asta să vorbesc, deci să cunosc... Uh, 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 cum să zic uh, toată protipendarea rășinarului, adică Cioran familie cu Familia care am Cioran. devenit pe veturia Goga care am vizitat-o la uh, Ciucea și unde e morfoleul și la brațul meu era un an înainte de a muri deci o uh, netate, foarte netate uh, a urcat a cele 5-7 de trepte ale iubirii, adică Treptele erau exact anii care i-a trăit uh, Octavian Goga, înțelegeți? Și am urcat și mi-a arătat Mausoleu, m-a îndrăgit foarte mult, o femeie deosebită a fost uh, doamna uh, Veturia Goga. Așa. Deci am cunoscut-o și pe ea din partea lui Goga, iar din partea familiei Barceanu, iară renumită, care a avut șapte generații de preot, l-am cunoscut și am fost coleg la un moment dat de serviciu cu inginerul Șerban, avea numele ca și al meu Șerban Barceanu. Deci, practic, pot să zic că am cunoscut și, mă rog, și alte familii, nu mai le pomenesc, dar ăstea îs protipendada absolut a, a rășinarului. Nou ni se înfățișează universul lui Emil Cioran, drept un univers greu de cuprins. Exact. Se știe despre Emil Cioran că nu agrea publicitatea, exact. întâlnirile publice, că evita pe cât a putut, a evitat să fie un personaj cunoscut, da. de altfel era uh, o persoană re retrasă. A așteptat uh, îndemnul fratele lui său ca să-l primească pe uh, domnul Liceanu, care într-adevăr a făcut... Uh, vom, deci ajunge, vom ajunge și acolo da, și, la, vom ajunge, și la o da. dispută care a da, avut da, loc da, exact, cu 10 exact, ani. Da. Dar aș vrea să reconstituim. Lipsesc piese din tabloul de familie, lipsesc piese din tabloul de familie și mă refer aici la Emil Cioran, poate că aceste piese lipsesc Uh, tocmai din cauza faptului că Emil Cioran era o persoană retrasă. Și de aș vrea exact. să le reconstituim alături de dumneavoastră astăzi. Da. Să înțelegem cine era Emil Cioran, cine era Aurel Cioran, o altă uh, față memorabilă și un da, om de cultură. Exact. Un om mare și el de mare cultură. Așa. Uh, ce vreau să vă zic? Uh, pe Emil Cioran, deci am urcat și eu în cele din urmă. Uh, Uh, cele cinci etaje în Rue de Oleodeon, la Paris, în 85 și am ajuns în uh, mansarda lui unde trebuia să stau a plecat, că eu aveam 1,85 m, așa. Deci, uh, o locuință de o modestie, avea și un mic balconaș unde... Așa, de vreo 2 metri pătrați dar uh, două încăperi, o locuință de o modestie extraordinară. Cu, da. Deci, acolo l-am cunoscut eu. În 1985? În 1985. Aveți atunci 33 uh, de, de, an. de ani. 33 de ani, Cum vi s-a părut, Marele uh, da, Imagine? Mi s-a părut deosebit, dar mă rog, mai citisem eu din el, uh, atunci nu apucasem să citesc chiar așa uh, atât de mult. Dar mi-am dat seama imediat că dânsul era o fire optimistă, deci parcă și de asta, Noi o, să, drept. De asta o să discutăm și de tema, de tema asta care o să vă spun că suntem, ce nu, aici ce a scris și prietenul meu, că nu suntem ce părem a fi. Da. Scrie, e un paradox, părea, totuși. -un fel, e un paradox. El era cunoscut drept filozoful pesimismului. Pesimismul. Și el era optimist. Îi dădea mamei mele sfaturi de medicină, mama fiind medic, și era foarte jovial, optimist, așa. Deci, nu era cum mi-am închipuit eu auster așa cum... Aș vrea să facem o paranteză. Exact. Emil Cioran ajunge în 1937 la Paris da, pentru exact. prima dată Cea de atunci acolo a și rămas. Se, da. se întoarce uh, într-o vacanță în 1941, revine la Paris și rămâne definitiv acolo și se întâlnește cu fratele lui după 40 de ani, după în patru... 1981. Uh, la da, Paris exact, după 40 de ani, da. Acolo, la acea întâlnire, reîntâlnirea fraților după 40 de ani, a participat și mama dumneavoastră, exact. Eleonora. Exact, datorită mamei mele -a, a putut să ajungă, mama mea s-a străduit foarte mult ca să... Că știți că Cioran a fost persecutat, Aurel, și de securitatea vremii, erau ascultate toate, am și cartea aia, nu v-am adus-o, dar am cartea unde sunt uh, uh, toate registrările ce s-a vorbit în casa Cioran. Este o carte care o am și care pomenește și de Liceanu, de Noi, ca de toți care au călătorit. Eu aș vrea să citez da. din mama dumneavoastră, da, care din nefericire s-a stins la da, șapte ani, am făcut până la 7 ani. Și mama dumneavoastră își amintește acea întâlnire. Exact. Spunea: După nu știu câte ore cu trenul, am coborât în gară la Paris. Exact. Aurel, fratele lui Emil Cioran și soțul mamei dumneavoastră, Aurel, cu totul alt temperament, până în ultimul moment nu s-a pregătit. În sfârșit a coborât și ne aștepta un domn de statură mijlocie, cum era. Cu haină trei sferturi, cu un chipiu, și când s-au văzut, a zis: "Servus, frate." "Servus, mă." Exact, servus mă. A, asta era salutul. Spune mama dumneavoastră, da. acest servus al nostru ardelenesc, se vedeau după 40 e, de ani. Exact, după 40 de ani, da. L-a descris pe Emil Cioran, mama dumneavoastră, ca pe un domn de statură mijlocie, cu vaină trei sferturi și cu chipiu. Da, exact. Așa, așa. Asta, da. Apoi da. ei s-au mai văzut uh, o singură dată? Uh, nu, de vreo, uh, După 89? Uh, nu s-a văzut. Uh, uh, cred că de trei uh, sau de patru ori. Uh, Ce orani și o poză celebră nu am aici. Cu, când s-a dus, când fratele lui uh, era atins de Alzheimer, și uh, Cioran, mă rog, Aurel la mai trei doi ani, dar a reușit să se ducă la Paris să-și vadă fratele care deja era atins bine de Alzheimer, știți? Și, deci a fost de mai multe ori, de trei sau de patru ori a fost la, la fratele lui. Dumneavoastră îl întâlniți patru ani mai târziu după această reîntâlnire, în 1985. Vă amintiți ce v-a spus? Da, cu Cioran, vreau să vă spun o chestie. Am discutat acum, vă dați seama, cu Cioran, cu Cioran te simți ca un răunte în fața muntelui. Și vreau să vă spun, în discuțiile noastre, asta mi s-a părut cel mai semnificativ și vreau să-l pomenez, în discuțiile noastre cu Emil Cioran, Cioran a făcut odată o uh, remarcă. Românii exagerează. Păi știți că nu prea aveau părere prea bună despre români, așa, de... românii exagerează. Au rămas multe citate Da, au rămas multe citate. Și nu era măgulitor la adresa românilor? Exact. Uh, uh, a zis așa, românii exagerează, la care eu am râs instinctiv și pe a început și el să râdă. Că de fapt ce se întâmplase? Uh, el a spus, românii exagerează. Dar el era er, er român, în esență. El nu și-a schimbat nici cetățenia, nici tot român. Mulți l-au criticat pentru faptul că, la un moment dat, a început să scrie doar în limba franceză, dar fără a ține cont de faptul că el a refuzat cetățenia franceză. A refuzat sigur că, dar el a fost apatrid. Apatrid. Și până la, la urmă că, i a fost retrasă cetățenia română și, dat-o destul de târziu. E o altă poveste că n-am mai vrut să. Revină să vadă paradisul lui cu asta Baci. Iubea Răzim. românii, Emil Cioran? Poftiți. Îi iubea pe români? Uh, uh, are o părere, o să vă dau și un uh, uh, citat aici din, uh, uh, cum să zic, uh, din scrisoarea lui uh, Simon Bue O să vedeți, avea o părere Simon buietu, nu prea grozavă. Buietu. Simon una dintre partenerele lui Emil Cioran. Nu, de viață, a fost, a fost de 5, viață cinci de decenii. Parte... Poftim date. Păi, el practic, an. el s-a întreținut, el v am spus, Emil Cioran, își amintește cu aia asta a Bucura El și a fost fericirea vieții lui, că nu a fost subordonat unui șef și a, că a putut să trăiască fără o meserie propriu zisă de, a, Își Pentru amintește că... doar un singur an, a profesat ca profesor de. Uh, filozofie la Brașov. Pentru că ați adus uh, vorbire despre uh, această viață a lui Emil Cioran uh, și a definit uh, viața foarte simplu. Spunea, am avut mai mult ca oricine, altcineva, exact viața pe care am vrut-o. Liberă, exact. fără constrângerile unei profesii, fără da, da, umilințe usurătoare da. și griji meschine. Da. O viață de vis, aproape o viață de leneș. Iată că era în ciuda faptului că uh, toți îl cunoaștem drept filozoful pesimismului era, un, era o persoană cu mult umor. Spiritual. Foarte mult umor. Și spune, am citit mult, însă numai ce mi-a plăcut. Și dacă, și dacă m-am străduit să scriu și eu cărți, efortul mi-a fost răsplătit de satisfacția că nu m-am abătut în ele nicio clipă de la ideile și gusturile proprii. Filozofii ăștia au mult umor. O să vorbesc de, și de de, de roș, ca ce umor avea. O să vorbesc. Dar asta am vrut să termin legat... Deci a spus, când a zis că românii exagerează, eu am râs și m-am dat de înțeles că de dacă e român, exagerezi și tu exact ca ăsta, paradoxul lui Parmenide, Parmenide cu cretanul mincinos care tot, știți asta, exact. care tot, dacă era cretan, era... Na. Și atunci și-a dat seama, a râs și el, l-am văzut râzând, că atunci m-am simțit într-o deplină, normalitate. Adică ești român, ai exagerat, înseamnă că în asta. Deci, fiind român, exagerarea se estompează, cum s-a zice, știți? Da. Dar v-am spus, deci era foarte optimist. Pe, și de sfaturi multe, mă rog, și cu fratele lui l-a sprijinit, că fratele lui a fost Uh, mult timp bolnav, uh, avea o boală destul de urâtă psihică, care a fost și la gătaia, a internat și, na, mă rog, uh, da. dar n-a vrut. vrut, putea să revină, că uh, putea să revină, uh, uh, deci a murit în 95, el, în iunie 95, așa, uh, după Revoluție, putea să revină. Dar n am mai vrut să revină. Este de altfel de mormântat se Era cunoaște. sănătos încă. Încă doi ani n-am mai fost sănătos. Deci, după Revoluție, a fost sănătos. Da, acolo. Și este mormântat, se cunoaște la Paris, în celebru cimitir Montparnasse. Montparnasse, da, da, da. Mama și... dumneavoastră, pentru că era da. cumnat al lui da. Emil Cioran, mama dumneavoastră și tatăl dumneavoastră, Vitre, Gaurel Cioran, au fost persecutați de securitate din cauza acestei legături? Uh, da. V-am spus că asta era, asta poți vedea în cartea în care toate convorbirile care au fost în casa Cioran erau înregistrate. Țin minte, am mai pomenit eu odată într-o emisiune că eram la serviciu și a venit, mama mea era plecată la Paris cu Cioran și șeful meu, cu care mă aveam foarte bine, mi-a zis, Șerbane, dragă, nu ai voie să părăsești întreprinderea două ore. Trebuie să stai aici. Că eu aveam mult teren. Mă rog, că șeful zice. Tocmai asta s-a făcut ca nu cumva plecat, fiind să, să, să mă duc pe el să trec pe la locuința mamei, că acolo cu niște vecini, forma ulterior, s-a aflat, aveau cheile, okay venea securitatea ăsta, monta o aparatură am de ascultare. Verifica aparatura de ascultare, ascultă și așa mai departe. Dar, dar cum să zic, Cioran a avut mult de suferit din cauza, iar a, a fost și pălmuit, -a chemat la securitate și pălmuit. Și dacă vreți să vă spun ceva incredibil, Că după Revoluție s-a întâlnit cu securistul care l-a pălmuit și acela a luat pălăria și s-a plecat în fața lui Cioran până la pământ. Adică el, el era obligat să-l, cum să zic, să-l care ăsta, știți? Na, asta a fost cu, cu... Dar, na, asta a fost cu... Mă rog, a purtat... Asta o să vorbim noi și de Dar Aurel Cioran vă povestea cât a suferit în închisorile da, comuniste? Da, sigur, a suferit. A fost acuzat de legături cu mișcarea legionară. Exact, exact. Pentru da. că ar fi finanțat, ar fi plătit... Așa ceva, o mie, așa ceva. O mie de lei. Și a făcut, legiorar. cum să zic, șapte, șapte ani de pușcărie a făcut. Da, 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 da. A făcut când Mă rog, atunci eu nu-l cunoșteam încă Uh, cum de? Și el era un tip foarte retras, foarte retras. Uh, am fost... Uh, uh, eu prima dată l-am văzut în uh, uh, casa finilor uh, mamei mele și a tatălui meu, familia Manta, care avea o proprietate unde am poposit de multe ori la gura râului, tot în mărginimea sibiu Sibiu are o mărginime rășinaru, săliștea, Uh, gura Râului uh, și Bielu, foarte multe localități, într-adevăr, cum să zic, uh, deosebite, iar el era acolo uh, așa în umbră, nu era cu societatea care... Uh, pentru că el era uh, bună cunoștință cu mama uh, doctorului acesta, Manta, o familie celebră din uh, uh, din uh, din uh, gura râului, cum era uh, doctorul Manta, am stat, avea o masă în grădină, o grădină imensă, râul era afară de poarta, de poarta din interior, uh, curgea un râu, uh, iar la o masă de stejar a poposit și Lucian Blaga și și, uh, cum să zic, George Coșbuc. Când a scris poezia celebră suflecată, s-a -a îndrăgostit de o gureancă și poezia celebră suflecată până la brudu cea rufele la râu, mă rog. Deci acolo a poposit, a poposit și noi că a venit acolo. Era... De, altfel, de altfel ați cunoscut oamenii de cultură acestei țări da. prin integrarea în familia Cioran. Da, de exemplu. Am avut șansa, uh, pe, chiar și pe Lucian Blaga, uh, nu pot să zic că l-am cunoscut eu, dar m-a cunoscut el pe mine, era prieten cu nașul meu, doctorul Iubu, care era cotat, a avut și cel de suferit politic, a fost închis, uh, era cotat cel mai bun orelist din România, așa, la Cluj, înțelegeți? Deci uh, a fost. Uh, uh, iar. Uh, Blaga îl vizita, iar eu țin minte, copil fiindcă mergeam la el, o persoană distinsă care ulterior mi-a spus că era, el și-avea înregistrat și-am ascultat pe magnetofon toate uh, discur discursurile ce le-a avut cu uh, Lucian uh, Blaga. Este și el pe, uh, pe Google doctorul Iubu, a fost o personalitate. Ce, ce vă povestea uh, Aurel Poțiți? Cioran? Ce vă povestea Aurel Cioran uh, uh, despre regimul uh, din închisorile comuniste? El a fost închis între 1948 și 1955. Da. De altfel, după ce, se, uh, după ce este eliberat, se întoarce acasă, o cunoaște pe mama dumneavoastră și rămâne până la sfârșitul vieții alături de mama exact. dumneavoastră. Da, pe mama mea, mă rog... Uh, a cunoscut-o prin 79 cu asta, deci da, 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 da. Și porma au rămas, cum să zic, au avut bătuți 18 ani de căznicie, 18 ani bătuți de căznicie cu mama mea. El era, știți, ciclotimic, câteodată era foarte bine dispus, volubil, dar câteodată, boala al marcase și asta, a avut mult de suferit. Pe el săracul, într-un timp, a stat, am stat noi la el, tineri căsătoriți, eu cu nevastă, mi-am stat în locuința lui, iar el a stat cu mama în locuința noastră și nu s-a acomodat acolo, am în casa mea de la, mă rog, de la Sibiu, au avut săracul și eu, o tentativă de sinucidere. S-a aruncat de pe scări, că am casă cu etaj și săracul ăsta avea multe. A fost internat și la Gătaia, cu celebru. Profesor Lăzărescu. erau, la, poate, la, erau la. poate, și urmările anchetelor comuniste. Și nu, exact, exact, a fost terorizat de securitate. Suferința pentru faptul că nu își putea uh, revedea fratele. Exact, da. Din uh, 41 practic, nu da. mai văzuse. Spuneți-mi, ținea o corespondență, întrețineau o corespondență intensă cu Emil Ișora. care cum să zic, a Donat-o Bibliotecii Astra, pentru care a primit uh, și, și diplomă de excelență. Cât de des își, își scriau? scriau destul de des, toate scrisorile, sunt zeci, să nu zic sute de scrisori, care aparțin acum, toate au fost donate uh, Muzeului Astra, din uh, Bibliotecii Astra, practic, din uh, Sibiu. Înțelegeți? Am găsit o mărturie referitoare la uh, casa în care locuia Aurel Cioran, alături de, de mama dumneavoastră. Exact. Și mărturia uh, era în sensul în care uh, Aurel Cioran avea un stil de viață uh, apropiat de un ascet. El de altfel încercase să se călugărească, numai că a urmat facultatea de drept la îndemnul fratelui. Și uh, mărturia respectivă arată faptul că acolo în casă, Tronau icoane îmbrăcate în argint și obiecte de cult religios. Exact. Da. Cum era casa? Era ca un altar? Nu, nu era ca un altar, dar au fost uh, câteva icoane mai așa, avem două din ele. Uh, icoane deosebite care, de fapt, aparținuseră protopopului, uh, cum să zice, Emilian, Emilian Cioran. Emilian Care a fost. Dar nu pot să spun că zic așa, că. A fost un om atât de religios, că nu, să zic, așa fanatic de religios. Nu, 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 nu. Și avea momente bune, momente mai rele, de momentele bune a profitat domnul Licianu, mă rog, asta e altă poveste, așa. Dar a avut și momente când era marcat, cum să zic, de această boală. Cum zicea frate, în toate corespondențele frate, zicea, da, că melancolia este boala familiei noastre. Deci, fratele lui i a fost ca un tămăduitor, cu sfaturi, cu. Asta ce am apucat eu să citesc din scrisori, cu. cu... La. înțelegeți? Deci, a avut o relație foarte bună, foarte bună și pentru și aia a fost. Că știți că Cioran, la un moment dat, Emil. Uh, uh, nu era bine văzut de ierarhia comunistă, de asta știți, cu Și Pentru a el, el a avut mult. Poate că acesta este motivul pentru care se și retrăgea și avea doar anumite persoane în anturaj. Da, exact. Mircea Eliade de. era una, am una dintre cu... persoane. Da, 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 cum să nu. Const... Yeah. Mircea Eliade, de Eugen Ionescu, ăștia sunt, ăsta. Și ar. Uh, uh, am eu, că mie îmi plac alambururile și astea. Am zis, eu, cine suntem noi? Cine? Cuvântul ăsta cine? Și cine? șoran, Ionesco, noi ca și Eliade. Ăsta sunt uh, inițialele uh, protipendadei uh, românești. Cine? Da. Ați adus, iată, și suntem, suntem bogați prin existența acestor nume, ați adus o carte și cu o dedicație pe care Emil Cioran, da. în eseuri, v-a făcut o dedicație. Da, exact. A scris pentru Șerban, în amintirea întâlnirii agreabile de la Paris, cu tot dragul, 14 mai 1985 și semnează Luț. Așa era pentru familie, alintat. Luț, așa se spunea. De la Emiluț. De la Emiluț, exact. De altfel a fost o discuție întreagă, se semna E.M. M. acela, da. Nu, acela a fost o discuție întreagă, dacă erau prenumele Mihai sau nu. Nu am idee de asta, de asta, de... Dar așa așa se termină el cu. M1. A încercat la un moment dat partenera lui Simon Buies să explice faptul că în pentru editurile din Franța acest M dădea o oarecare muzicalitate și că de aceea da, a ales această Da, da Se pare că da, da, da. Așa, deci așa cu Emil Cioran. Deosebit la asta, mă rog, ei au văzut de mai multe ori, o dată l-am vizitat de câteva ori atunci când am fost la Paris, am stat la masă cu el, a fost, ador, cum să zic... O... Îi era dor de România? Poftim? Îi era dor? Vorbea frumos de România, dar nu mai... N-a mai vrut nici cum. Nu, nu, nimeni nu l-a putut să uh, convingă să uh, revină. Da. În... Uh, în ăsta. Deci, ăsta... Dar despre rășinari mai întreba? Despre Sibiu, despre rășinari? Da, întreba, sigur că da, 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 mai avea dialoguri cu mama, cu, uh, cum să zic, că ei au fost mai des și, mă rog, au avut o serie de conversații legate pe această temă, dar nu, nu s-a mai, dar e foarte bine că frații, cum să zic, uh, s-au uh, revăzut, înțelegeți? A existat la un moment dat o întreagă tevatură? și probabil alimentată și de uh, suspiciunile pe care le aveau autoritățile comuniste la vremea respectivă, faptul că Emil Cioran făcuse parte și el din mișcarea legionară. Nu a recunoscut niciodată, a recunoscut faptul că simpatiza, dar nu că a făcut parte, ca și fratele Aurel Cioran. Exact, exact. Ce vă mărturisea Referitor, l-ați întrebat vreodată? Ați nu, asistat nu, la vreo discuție? discuție. Nu. nu am avut, asemenea discuție nu am avut. Eu v-am spus. Uh, uh, eu sunt Apol, mie îmi plac discuțiile filozofice astea, dar nu îmi plac uh, uh, discuțiile astea de poli. Despre Dumnezeu ce vă spunea? Provenea dintr-o familie, cum am stabilit, uh, care a avut șapte generații păi, de el preoți, el era agnostic. de exemplu, da, ca și cum ar fi fost împotriva lui Dumnezeu, dar paradoxul e că scrierile lui te apropie de Dumnezeu. Asta e o chestie extraordinară. El avea, cum să zic, și mitul ăsta al sinuciderii, care îl pomenește, dar zicea, nu vă sinucideți, că oricum o faceți prea târziu. Adică, practic... Dar aș construia că... tot acest mit al sinuciderii în ideea supraviețuirii. Și exact. asigurării supraviețuirii, exact. Ca și se declara agnostic, spunea faptul că, nu știu, gândirea umană, rațională, nu l poate certifica pe Dumnezeu, dar nu se îndepărta de el. Exact, nu se îndepărta, nu se îndepărta. L-am întrebat odată pe, dar mi-a zâmbit fratele lui, fratele dumneavoastră, adică Emil Iateu, și a zâmbit, nu, nu mi-a dat niciun răspuns. Adică nici că e. doar a zâmbit, a zâmbit așa enigmatic. Deci, undeva nici fratele lui nu era în cunoștință de cauză, dar din ce am citit, din scrier, undeva te. Aici e paradoxul că te, cum să zic, te apropia de, de Dumnezeu. Oricum a fost o șansă deosebită că l-am cunoscut și. Na. Am mai vorbit cu el de, după acum o să vorbim de domnul Noica, legat de, 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 cum să zic, a fost prieten bun cu domnul Noica. Domnul Noica a poposit de în ori în casa mea, a dormit, am donat că patul acela a aparținut familiei Cioranii, am făcut o donație pentru care am primit și o diplomă de excelență, am făcut o donație rășinarului cu mobilier, masa de scris a lui Emil Cioran, era, mă rog, mai măsută, o măsuță de acolo scria Emil Cioran, două fotoli mă rog, o oglindă care au avut și patul acesta ca să, se fac o cameră și dorința mea este că nu mai, ar trebui și asta trebuie, ar trebui să fie sprijinit din mai multe direcții ca să, să reușească să fie cumpărată Casa Lucioran să se facă un me muzeu o ca memorial. Casa memorială. Barceanu are muzeul Barceanu, Goga are casa Goga, iar Cioran nu are. Asta are locuința lui, s-a pus un bust acolo, s-a pus un bust în fața căminului cultural, mă rog, dar mi-ar fi plăcut să fie, fie și casa memorială a lui Cioran. Unde să se o serie de manuscrise. la, la Rășinare un diferent. Casa copilăriei fraților Cioran aparține unei alte familii acum. Păi, acum, da, mă rog, aia a fost vândută, a, nu, aia aparțin, nu știu, că casa de fapt a fost vândută. Când a plecat Cioran, deși a, chiar a zis că și-a pierdut paradisul și s-a mutat în Sibiu, pe strada tribunei. Dar vreau să zic, persoanele în cauză profită de situație și cer o sumă exorbitantă cam de 10 ori cât ar valora, cum să zic, casa. Și, na, deci nu e, depășește, am discutat foarte mult și cu uh, domnul Bogdan Bucur, primarul rășinarului, și depășește posibilitățile primăriei de a fi, cum să zic, uh, achiziționată. Și atunci ideea mea, și asta o să mai explic și astăzi, că am zis, oare din fondurile, cum să zic, care, mă rog, filozofia acum s-au schimbat multe la noi, fondurile după Ceran, care, mă rog, le administrează domnul Liceanu, ar, dacă ar putea fi înruite, să se adune suma să fie cumpărată această casă. Și recuperată casa. Și recuperată această casă, că merită, pentru că dacă stăm să ne gândim, nu știu dacă e somitatea absolută a românilor, dar oricum e, e, și în străinătate cât e de apreciat, știți? Cu... Na. Și ar fi bine dacă... E de altfel o casă, monument istoric, o casă cu un trecut fascinant. Da, exact, sigur. Am găsit dovezi ale faptului că pe acolo, pe a, la acea casă, deținută în trecut de Emilian Cioran, tatăl fraților Cioran, Uh, protopop și deputat în Marea Adunare, cum spuneam, uh, au trecut pe acolo uh, nume foarte mari. Ion Luca Caragiale, uh, nume mari, Aurel Vlaicu, da, exact. au poposit în acea casă. Da, 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 da. da. Ce vă, ce vă amintiți de Aurel Cioran? Uh, tatăl dumneavoastră, Vitreg, uh, era cunoscător de ebraică și era pasionat de opera lui Octavian Goga. De altfel și el născut la Rășinari. Da, poeziile lui Goga, sigur că da. Da, era pasionat, era unul extraordinar de cult și avea o bibliotecă, a mea ne și rămas cărțe de un om erudit, cum scrie la carte. Era fratele, cum să-l zic, filozofului. Spuneați că ați cunoscut-o și pe doamna Veturia Goga? Da, bineînțeles. Știm că Octavian Goga... Uh, moare în 1938, fusese premier, fusese da, uh, da, dincolo da, de, da. De, de numele de, de poet, uh, era un politician de extremă dreaptă. Exact, exact. Uh, am cunoscut-o printr-o prietenă de-a mamei, am fost la Ciucea, m-a îndrăgit foarte mult uh, doamna Veturia, și la brațul meu m-a dus și mi-a arătat cum a construit ea: că s-a străduit enorm pentru acest mausoleu, care e declarat uh, Templu Iubirii. Cu... Deci uh, a fost o dragoste de săvârșită. Vedeți că și asta a fost. Uh, Cam mai a fost și a criticată, săraca. A fost acuzată lui... spio de spionaj, care ar fi de fost, fost pentru... Hitler, în favoarea și... lui Hitler, da. care ar fi fost apropiată de mareșalul Ion Antonescu. a Asta a conspirației. Te doboară, să știți, de asta cu. cu ala. Că, de fapt, nu l-ar fi iubit pe Ibun Eu, după câte mi-am dat seama, l-a iubit foarte mult. Asta e părerea mea Apoi, de ce s-a scris și a fost o femeie deosebită, frumoasă, talentată și așa mai departe. Asta. Da. Deci, asta este legat de Ciucea. Mi-a arătat, păi de mine mi-a arătat. Pe păi avea o colecție de bijuterii. Eu cred că numai atâta aur am văzut, numai la uh, uh, Muzeul Egiptean, uh, masca de aur a lui Tutankamon. Așa multe bijuterii avea. E, da, a fost uh, întreagă. Ați cunoscut-o și pe Eugenia Marinescu? Poftit! Eugenia Marinescu, fica uh, adoptată? Nu, 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 nu ne-am cunoscut. Nu. Numai pe ea. Pe ea, o, o zi am fost acolo. De acolo am mers mai departe, pe Valea Drăganului, unde acolo așa avea o cabană, un nașul meu, doctorul Iubu, știți... Foarte frumoasă regiune și Valea Drăganului de la Ciucea mai sus, știți, cu... Ne întoarcem la lucrurile pe care le-ați adus da. astăzi, să le prezentați. Da, și sigur că da. încă o dedicație pe care ați primit-o de la Constantin Noica, exact. filozoful de la Păltiniș. Trebuie spus faptul că era nașul de cununie al mamei, mamei dumneavoastră. De da, așa e. Și v-a scris Constantin Noica lui Șerban... Probabil că dumneavoastră puteți descifra. E o, e o dedicație din partea lui Constantin Noica. Lui Șerban, așa, și pentru ceasurile lui Libere, pentru asta, așa scrie aici, cu drag, Constantin Noica. Da, da, pentru, da, lui Șerban, pentru colecția lui de autografe, și pentru ceasurile lui Liber, cu drag, Constantin Noica. În 86, septembrie, în 87 a decedat uh, domnul în 87 Noica. În a da, decedat? m-a considerat uh, prieten de-a lui. A dormit de atâtea ori. Era parte din familie. Poftiți? Era parte da, din exact, familia dumneavoastră. Exact. Și din... ceea ce e mai important, vă spun, și alta m-a rămas și m-a marcat, m-a marcat teribil, a venit la noi și într-o seară, la un par de vin, mi-a povestit, era seara a venit mai târziu, mașina securității era la poartă când venea, era urmărit tot timpul de securitate și mormântarea a fost toată filmată cu asta, a fost ceva... De altfel, fusese Constantin Noica și el deținut politic, Da sim. primise 25 sim. de ani da. de închisoare da. în celebrul proces Lotul Noica, da. a executat șase ani... Da, exact... Da. Și ce vreau să vă spun de noi, Ca m-a întrebat într-o zi, într-o seară, la un par de vin, cum obișnuiam, să stăm de vorbă, zice, Șerbane, ce ai făcut astăzi? Păi zic, am fost la serviciu, mi-am văzut de copii, că am și un... Din păcate, eu am doi băieți, dar băiatul cel mare e cu sindrom Down și știți, cere o îngrijire specială, trebuia să-l duc la institut, să-l aduc înapoi. Am fost exemplu dat și ca tată model. Adică mi-am văzut de copii, așa? Ei, și zic, porn am venit acasă după serviciu, mi-am adus băiatul, am dus la un prieten, am jucat, cum să zic, o tablă, C îmi plac tablele și șahul, sunt mare amator de table și de șah, uh, și uitați, acum stau de vorbă cu dumneavoastră, la care el zice, uh, zice Șerbane, să știi că ai pierdut o zi. În ce Dacă nu faci pentru spirit, pentru cultură, ceva, o documentare, ceva, e ca și cum ai pierdut o zi. Acum nu mai pierd nici o zi, că mă uit cu mare plăcere la emisiunile lui Dan Negru, extraordinare. Prietenul deci... comun, Dan da, Negru. Da, prietenul nostru comun, fantastică asta cu jocul cuvintelor, care mă antrenează și pe mine, îmi pune, cum să zic, mușcul mental la contribuție, că, mă rog, acum muși de alergat nu mai prea am așa ca să zic, dar asta îmi place foarte mult. Deci am pierdut o zi. Deci trebuie să faci ceva pentru spirit, în fiecare zi, măcar o jumătate de oră, să te documentezi, să, să nu treacă o zi în care, cum să zic, n-ai făcut... Uh... De altfel, de altfel, Constantin Noica a pătimit și din cauza faptului că susținea pentru salvarea României, susținea faptul că pentru salvarea României este necesară reinvierea culturală. Păi el avea, de exemplu spunea are, că i-am trimis asta și pe WhatsApp domnului Negru cu Noica... Cunoașterea este uh, prima libertate a noastră față de natură. Deci, cunoașterea este prima, prima libertate, libertate față de natură. Adică, așa putem cunoaște natura prin cunoaștere. Deci, a... Rămânem pe acest tărâm de poveste și această fotografie o înfățișează pe mama dumneavoastră, în tinerețe, da. Ele, Eleonora Cioran. Da parcurgem și alte fotografii, ați adus uh, o, o parte însemnată și valoroasă păi da. din arhiva dumneavoastră. Exact. Acesta este bunicul uh, general Stavrescu, uh, bunicul meu, din partea tatălui meu, așa. Uh, aceasta nu un pic mai aproape, cred că e cu troița din... Uh, de la Păltiniș, de la Păltiniș de 1944. 1944. Din păcate stațiunea asta ar fi meritat mai mult. Și fie. o fotografie extrem, extrem de valoroasă. Da. A fost la aniversarea mamei în care îl vedeți pe uh, Cioran și anturajul în care era Cioran intră în dreapta, fotografie, iar eu sunt în stânga. Și acolo e tot anturajul care uh, asta era. Iar aici sunt uh, părinții uh, părinții mei. Părinții mei. Tatăl și mama mea în uh, în poza, da? Tatăl dumneavoastră, care a fost avocat, avocat, avocat s-a stins. Da. Uh, da. Din și el, e... Deci, bunicul meu, mă rog, a fost o întreagă poveste: Ca un aparc a murit în închisoare, tatăl meu a fost ca prim fiu de demitar, cu avut doi fii generalul, a fost închis doi ani. Numai pentru că era fiul cel mare al, lui, al generalului. Vă dați seama ce era. Și gheara comunistă s-a întins și asupra mea. Eu eram la școala germană, am catalogul fotografiat, am avut 10 pe flanc, așa și -o trebuit să mă, părinții au trebuit să mă scoată, spus că eu, ca nepot al generalului Stavrescu, n-am voie să fac școală germană. Și părinții mei au trebuit să mă mute la o școală românească. Aveați dosarul pătat, cum afirmau da, comuniștii. -am, da, exact, exact. Păstrați și pagina din, dintr-un ziar, un ziar din 2003 și este o fotografie în care mama dumneavoastră apare alături de, de, de iubita Lucioran, Fridgar Toma, Pe care domnul Liceanu, mă rog, a numit o, o vacă metafizică. Asta nu nu mi-a plăcut. De altfel, referitor la domnul Liceanu, nu aș vrea totuși să Discutăm foarte mult pe seama acestui conflict public din urmă cu 10 ani. Da. În absența domniei sale nu aș vrea totuși să, da, să da, discutăm. Mă rog, da, sigur, da. Dar a fost atunci în urmă cu 10, cu 11, cu 12 ani, a fost o întreagă dezbatere publică. Da, a, fost Dumneavoastră... a fost legat din manuscrisele lui Cioran care Mama întâi le-a pus Academie, mama mea a avut o boală foarte grea care cerea ce medicamente foarte scumpe și de a vrut să-mi străineze uh, 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 niște, uh, de fapt toate manuscrisele care le avea uh, legate de uh, Cioran uh, și uh, atunci era uh, ministrul era de acord, era în dezbatere, era ministru paleologul, băiatul cerebrului, știți, Alexandru, paleologul, parcă așa, Ei, și el a fost de acord, iar după aia, cum să zic, s-a schimbat uh, ministrul culturii, Hunor, ăsta, nu am scapă numele, Hunor, uh, uh, care -a mai s-a schimbat uh, ministrul culturii și nu s-a mai dat interes pentru asta. Și atunci mama l-a întrăinat că aceasta a curțat-o mult asta ă, 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 Tacu ă, Lorenz Tacu a, a, cum a fost Lorenz La da, Florent Tacu, așa care era fata lui Tacu, care era prieten lui uh, Cioran, prieten foarte bun al lui Cioran. Și mama le-a înstrăinat, așa, și ia a câștigat enorm. Le-a luat cu 36 de mii, mă rog, asta i-a primit mama cu întârziere, cum ăsta de-a primit. Și au fost vândute la o licitație cu aproape jumătate de milion de euro. Exact! S-a vândut, chiar a depășit milionul că ă, asta a primit mii, a primit ă, TACU, aceasta TACU și. Ă, ă, Binoș, casa de licitații, cu comisiunul a fost de 101.000 deci 507.000 de euro a dat domnul Eugen Burailoiu, care, pormă le-a donat mare lucru de Academie Române. Când încă era, cum să zic, domnul care a decedat al altă iar domnul Eugen, Eugen Simiu era președintele Academiei. Da, da, deci la Academie și le-a donat acă. Deci au ajuns, cum să zic, unde trebuie. Deci... Mama a acuzat atunci faptul că aceste manuscrise i-au fost uh, sustrase din casă. Da. A fost acolo cel... Iar un... pe de altă a, Nu Floran, Lorans. Mi-am amintit că mai... Lawrence Tacu, da. Iar cineastul Sorin Ilieșiu a susținut în acea avalanșă de reacții publice da? faptul că i-ar fi fost încălcată ultima dorință a lui Emil Cioran, care și-ar fi dorit practic să fie donate bibliotecii, bibliotecii, Astra din Sibiu aceste documente. Nu, nu este așa. Acestea le-a donat chiar toate el le-a pregătit toate, mama a primit diploma de excelență, s-au donat acolo sute de manuscrise, sau asta, biblioteca asta are o recunoștință față de mama deosebită, sau de -o, toate, cum să zic, erau pachetate, mă rog, asta a fost că într-un timp le-a înstrăinat domnului Liceanu și de la un moment dat s-a supărat și l-a cerut înapoi. Domnul l Liceanu a declarat că le-a dat înapoi cu sufletul îndoit, mă rog, de asta. Deci a primit man manuscritele și le a cum să zic, au fost date, cum să zic, pachetate frumos și date bibliotecii Astra. Cu... Și respectată și ultima dorință și S a Emil Cioran. Bineînțeles, bineînțeles, acolo toate scrisorile, toate astea acolo. Asta era o fărâmă ce a fost, cum să zic, uh, uh, na, asta. nu grosul îl are biblioteca Astra. Nu, uh, uh, știți, noțiunea asta de pombere, ponderea o are biblioteca Astra, iar asta e, mă rog, o frântură din uh, din asta, cu care a fost tevatura asta legată Care, practic, vă spun Pe mama doborât-o. Mama n-a mai fost mama după A plecat că... din această lume cu această supărare Păi da Pot, pute... Vreau să spun cu mâna pe inimă Că i-a grăbit sfârșitul Nu mă amestec cum ce Dar asta i-a grăbit sfârșitul La o femeie în vârstă Să aibă stevatura Cum să zic Care o avut da? Asta e. A dat publicității atunci, să reamintim, și o scrisoare adresată domnului Gabriel Liceanu și în scrisoarea respectivă îi amintea că s-au cunoscut foarte bine, că au fost prieteni, dar că s-a simțit trădată. Poftiți? S-a simțit trădată. Da, da. Uh, 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 Simon bue. Dacă vreți, vă citim, să citim scrisoarea, nu? Scrisoarea, mă refeream la scrisoarea pe care mama dumneavoastră a dat-o publicității și se adresa lui Gabriel lui Da, Licear. da, mă, și aici are scrisoarea deschisă, care, mă rog, l-a apreciat ca scriitor, dar nu, asta mama mea auzit. Dacă chiar doriți să știți și dacă ați dorit să puneți în emisiune, legat de ce mai doresc eu să pun, Uh, ăsta, uh, domnul, trebuie să-l cunoașteți bine pe uh, domnul Adrian Ursu. Îl cunoașteți bine. Sigur. I-a luat un interviu mamei mele în prezența domnului Eugen Simeon. Și acela este înregistrat pe Google. E de ajuns să pui Eleonora Cioran, Licianu, atâta trebuie să scrii pe Google și apare un filmuleț care, de asta e de. 70 de. ce de de, 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 de. de când a fost tevatura aceea, în care mama și-a expus părerea. și despre... V-ați referit mai devreme și la o scrisoare pe care o aveți, scrisoarea lui Simon Buie. Exact. Era adresată cui această scrisoare? Lui, era, această scrisoare era adresată lui Aurel Cioram. Să, să subliniem faptul că Simon Buie, iarăși vom sublinia, că era partenera de viață timp de, sau a fost partenera de viață timp de 5 decenii a lui Emil Cioran. Da, auziți, vedeți, aici este uh, scrisoarea, mă rog, plicul fotografiat cu... așa? Și asta e scrisoarea în original, în limba franceză. Să facem un rezumat uh, al acestei scrisori. Uitați este traducerea de o profesoară celebră din Sibiu. Uh, uh, asta dacă doriți o puteți citi că e foarte citeți scris și scrie totul de, 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 de... Dragă relu i se adresa uh, Simon Buie pe 24 ianuarie 1995, îi se adresa lui Aurel, care avea să uh, se stingă din viață doi ani mai târziu. Da. Îi scria, dragă Relu, se petrec lucruri ciudate, Liceanu în trecere prin Paris îmi telefonează ieri seară și îmi vorbește de un apel al tău la București în care îi spuneai că eu eram furioasă contra lui pentru că se dusese să vadă pe Tacu împreună cu Yannick Guion, ce înseamnă minciuna asta? Liceanu s-a dus să-l vadă pe Ianic da, 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 pe pentru a debita așa povești. Cred că Ianic și cu mine am clarificat. Prieten, luciorat, Ianic, am clarificat între noi toate lucrurile, însă totul se petrece ca și cum Liceanu ar vrea să țese noi intrigi. Eu te întreb și vreau să-mi spui exact despre ce este vorba. Eu încep, adică reîncep, multe întrebări asupra sincerității lui Liceanu. Tu nu te-ai plâns niciodată de el, dar eu mă întreb dacă el observă contactul dintre Luți, respectiv Emil Cioran, cum spuneați că era cunoscut în familie, dintre Luți și el. Îți dă el ție ceea ce trebuie să-ți revină după vânzarea cărților? Luț susține că da, încă trăia Emil Cioran, este anul de altfel. <tri> trăia! S-a care care uitat la dată, Emil Cioran trăia. Trăia, 24 fostit. ianuarie Poate era a mai de dar trăia. Și, și avea să se stingă uh, curând. Curând, exact. Luț da. susține că da, a susținut mereu asta. Scriem te rog, căci la telefon este dificil să ne explicăm. În plus, mă simt total depășită că, căci nu ajung să înțeleg. Îmi amintesc cum Luț zicea că românii erau prea ticăloși, și sfârșeau prin a se opune căutării prin exces de abilitate, prefăcătorie. Te sărut, Simon. Simon Buie. Dar ați văzut citatul ăsta, Cioranian? Ăsta ar trebui ținut minte și vedeți că se cam vede la cine face aluzie cu abilitatea. Înțelegeți? Noi, în lirata, lirata, păcat că tineretul nu mai citește. Eu am citit mult de ele. Noi avem o literatură desăvârșită. Și mai era uh, romanul ăsta, care cât, are rezonanță și în actualitate, ciocoi vechi și noi, al lui Nicolae Filimon. Și acolo personajul principal din împăturică, la un moment dat zice că cu prefăcătorie și Iușchiu luc, o să ajung departe. Prefăcătoria și Iușchiu Zarluc. Ori eu n-am știut exact. Ce înseamnă? De fapt, eu știu Zanluca din limba turcă, dar mă gândesc că însemna abilitate. Adică cu, cum a scris Cioran. Cu La pe... care se referea uh, Emil Cioran. Da, era care se referea. Era și o invitație din partea dumneavoastră, o invitație către tineri să citească. Exact. Dacă ar fi să înceapă cineva acum să citească, să-l citească pe Emil Cioran, care ar fi prima carte pe care o recomandați? Uh, uh, prima carte? Pe, uh, a, asta e... Uh, la Lacrim și Sfinți, poate? Pe, uh, da, nu are schimbare. La Crim și Sfinți, pe culmele disperării. La fața României. Asta, dar uh, mi-a plăcut cartea asta cu... mi-a ajuns -o de a te fi născut cu, cu, asta, știți? Are și această carte cu asta. Asta aș recomanda-o că... Mă rog, uh, a fost, Mie mai mult interes. Ați amintit și de schimbarea la fața României. Este cartea pe care Emil Cioran și-a autocenzurat-o după 89 da. și a scos niște pasaje spunând că sunt prea pretențioase și stupide. Da, da. E într-adevăr o lucrare laborioasă. Asta le-a scris aici, pe la măsuța care am donat-o Rășinar. Primărie din Rășinar. Din, primărie din Rășinar. Și de aia zic, interesul meu ar fi să, să dacă se poate, să fie transferate aceste fonduri în vederea cumpărării acestei case. Asta. Să fie ajutată primăria ca să poată să fie cumpărate aceste da, Așa, mai aveam, deci, acum ați vorbit, să vorbim și nu, nu, aia lăsați-o, aia, nu, asta eu v-am dat-o dumneavoastră, o să o dumneavoastră, o să o, citim, o, să o comentăm altă dată. O comentăm fără... Așa, pără, fără o să o citim dumneavoastră, scoarte și asta, ce vreau să vă spun, ne-am vorbit de, cum să zic, mai aveam un filozof... Uh, uh, unde e cartea aici dacă mai n ați pomenit o. De de da, dede de roșca, oameni și climat. Oameni și climat. Citit, vă rog, și dedicația. Cu drag lui Șerban Stavrescu, iubitor de idei generale și viitor constructor. De cartea lui. Eu sunt inginer constructor, am făcut facultatea de construcție la Cluj. Da. Ei, acest om <hă> extraordinar, era destul de în vârstă când l-am cunoscut eu, câțiva n-am mai trăit că de era tot în casa nașului meu doctorul Iubu unde am ascultat și vocea lui, în original, vocea lui Blaga cu ăsta, că am văzut că l-avea înregistrat și care m-a cunoscut el pe mine, că eu eram mic dar veneam la, cu bunicii la nașul meu aici eram deja student când l-am cunoscut pe Dede Roșca, la, în casa nașului meu și ce vreau să vă spun, un filozof remarcabil are și cu existența tragică, cu tragicul care ne circunscrie, mă rog, pomenește în alea și de, am citit, de mitul lui Sisif, al lui Albert Camus, cu stânca aia, știți, cu, are multe chestii, vorbe... el a tradus și pe Hegel, cu dialectic, știți, De altfel cu... și Emil Cioran se referă la un moment dat la mitul așa, lui Sisif. Asta, cu teza, antiteza și sinteza. Deci l-a tradus, mare lucru să-l traduci pe, pe, cum să zic, pe Hegel. Dar ce m-a remarcat la acest om era umorul lui de săvârșit. Să știți, umorul îți creează o bună dispoziție care e ca o pavă, pavăză asupra angoasei acestea, existenței tragice. Noi avem, noi românii suntem fantastici, avem... Vorbe la toate, există vorba asta, să facem haz de necaz. E mare lucru să faci haz, dacă faci haz de necaz, parcă să-i stompează. Parcă, să, parcă să, ne vindecăm. Ne vindecăm, să-i stompează necazul. Iar uh, el era în povestea uh, de întâlnirile lui cu păstorel. Păstorel știți fratele lui Ionel, Ionel Teodoreanu, cu celebru roman la Medelen. Alți doi frați. Pastorel, e... cotea niște vorbe. Alți doi frați care fac parte din da, uh, niște literatura, aforisme, din istoria literară. Uh, definiția prunei, primul pas prețuit. Și mă rog, avea multe chestii, dar ceea ce mi a plăcut foarte mult era uh, povestea de Veronica Porumbacu, pă păstorel, celebra aceea, scriitoare, poetă pe care, comunistă. Pe care a ironizat-o. Da, da. Pe, da. Și care spunea că în extazul ei comunist s-a apucat să înghită continente cu răs. Și atunci păstorel i-a scris, citesc numai asta, sincer, dragă Veronica, nu știam. eu credeam cu ai mai, mai mic. mică. Da, da, nu, eu credeam eu că, o ai mai. Mai mică, că o ai mai mică, mă rog, era, dar foarte, era. și povestea cu un patos, ăsta, îți crea o bună dispoziție fantastică, să știți asta. E, e, a. Deci m-a marcat pe mine, cum să zic, Cioran, Noica, care m-a considerat prieten de-a lui. M-a recomandat să-l citesc pe Gheote în întregime. Cum să-l citesc? eu N-aveam eu să, de asta. Mă mulțumesc, eu stau în Sibiu pe strada Gheote, care-i poartă numele, stau de aproape 50 de ani și mă mulțumesc că stau pe strada. Gheote a fost declarat geniu omenirii. Se pare că a fost cea mai minunată ăsta, minte a omenirii. Mă rog, așa. Deci, da, a fost... Ei, și uh, vreau să vorbesc, deci aceștia sunt decedați, iar eu v-am spus, chestia asta, asta n-ați înregistrat, mai puțin de acum, că l-am supranumit, pe mine m-a marcat mult domnul Lician, pe care îl admir prin scriile lui și îl citesc. Are niște merite fantastice, scrie nu bine, foarte bine, și la editura Humanitas. Extraordinar ce bune cărți am citit, scoase sub egida lui. Dar, cum să zic, asta m-a umbrit chestia cu mama, cu o mama atitudinea care a avut-o, cum să zic, față de mama mea. De la filozofi, cum să zic, ai ce învăța. De exemplu, domnul Liceanu. Domnul Liceanu, apropo de, cum să zic, de dragoste. Unde se reflectă dragostea noastră că vorbesc la maturitate? În căznicie. Eu numesc, m-am spus că îmi place fizica cuantică, numesc că căznicie. Soția jumătatea noastră. Deci căznicia este timpul nostru de înjumătățire, cum e în, în fizica uh, cuantică. cuantică. Ei, domnul Licianu, prima soție cu care are băiatul pe Ștefan, Mă rog, a, a, a doamna Aurora, scriitoare la, la rândul ei foarte celebră. Ei, domnul Iceanu, Aurora, ce frumos nume, că de fapt fiecare căznicie, mă imaginea că, na, a, ideile astea care te înconjoară, Aurora, fiecare căznicie, de fapt, are o Aurora la debut. Sentimentele, exuberanța care se întâlnesc și care sunt asemenea, de, cum e aureola boreală, Boreal. amestec de gaze care e ăsta și care dă frumusețea, deci fizica a, aureolei boreale. Ei, nu s-a încadrat bine în aceasta, și asta a cunoscut-o și mama, și noi, pe doamna Carmen, a doua soție. soție, soție. Carmen, Carmini se înseamnă poezie. Și căznicia noastră e tot o poezie, de fapt. O poezie care poate, mă rog, să degenereze, în pamflet, mai știu eu, dar e o poezie, înțelegeți. Dar vreau să vă spun că mă gândeam la dragoste. Domnul Liceanu trăiește, sau a trăit, dar mai trăiește. O frumoasă poveste de dragoste cu o distinsă doamnă medic endocrinolog uh, Hibian. Și atunci m-am gândit. Mă stai că dragostea asta nu e chiar în o secreție a glandei pineale în uh, hipotalamus, poate să fie de natură tiroidiană, în tiroida noastră, știți? Asta m-am gândit eu. Deci, uh, știți că s-a spus mult despre dragoste, nu se știe de fapt. Uh, unde să lă, să lășuiește dragostea. La chestia asta, cum să zic, mi-a plăcut. Iar formă vreau să vă spun legat de domnul Liceanu. S-au scris foarte multe, eu îl apreciez foarte mult ca scriitor, dar s-au scris multe de el și bune și rele, înțelegeți? Și la un moment dat i-a fost ponegrit numele cu Uh, Licheleanu sau Ligheanu, eu s-o cătesc asta ales majestate. Numele nu are voie, cum să zic, să fie ponegrit. Eu s-o ca o mantră sonoră în universul nostru spiritual, deci numele nu poate să fie ponegrit. Ei, bine, și gândindu-mă la asta, am avut o, așa o revelație. Liceanu are o sonorizare aparte acest nume. Și atunci, uh, v-am imaginat, leu mare reprezintă pe el, majuscula. Eu îi cunosc tot Alostropos, semnăturilor domnului Liceanu, de, la gâul acela încârlionțat, geu acela încârlionțat, cu care se semnează pentru prieten, la Gabriel și, cum să zic, în cele unii din urmă, Gabriel Liceanu, numele, numele întreg. Dar mă leg de numele de familie, Liceanu. Deci, el îi el. I, urmează 2 de I. I, îi, e prescutarea de la este. I. I, asta. Știți, așa. Îi, cea, deci cea, și până am făcut o iterație în anagramă. de am folosit tot din literele lui, o mică completare. Deci, liceanul, I, cea ce nu e. Și atunci am revelat asta că, de fapt, asta suntem. Suntem, de fapt, ceea ce nu suntem, de fapt, cu, cu asta. Aici este o ambiguitate. Rană, rămâne rana dumneavoastră. Poftiți? Rămâne rana dumneavoastră, domnul Ieceanu. Da, da, e o rană pentru dumneavoastră, domnul da, Ieceanu? Nu e rană pentru mama, dacă mă gândesc, v-am spus. Dacă mă gândesc la mama, e rană. Dacă nu, mă gândesc, am, vă spun. Și atunci. Deci. Suntem ce nu suntem, aia a fost ideea începând de la Platon, cu parabola peșterei, cu asta știți, cu formele ideatice. Domnule Șerban Stavrescu, vă mulțumesc mult pentru prezență. Din păcate am reconstituit o parte din tabloul familiei Cioran. Sunt da. convins că sunt și alte piese care lipsesc, dar poate că într-o altă discuție Vom repune și acele piese la locul lor. Sigur că da, da. Vă mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc în, că Încă o dată, dragilor, vă, vă recomand, așa cum și domnul Stavrescu v-a recomandat, să îl citiți poate până săptămâna viitoare, să citiți cel puțin una dintre cărțile lui Emil Cioran și atunci ne vom regăsi aici.